Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Astăzi, de ziua veteranilor de război, președintele Consiliului Județean Hunedoara a adunat în sala de marmură a primăriei Petroșani toți veteranii din Valea Jiulei pentru a-i premia și pentru a le strânge mâna, în semn de recunoștință pentru tot ce au făcut pentru patria noastră. Două microbuze s-au tamponat astăzi în municipiul Lupeni. Unul dintre acestea efectua transport de persoane, dar din fericire nimeni nu a fost rănit. Cu pași mărunți, dar siguri, Seceapa Serv înaintează în birocrația ce ține de cel de-al doilea proiect pe fonduri europene. Directorul Costel Avram speră ca anul acesta să fie gata toate licitațiile, iar anul viitor să demareze lucrările propriu-zise. După ce luni au fost sărbătoriți de primarul Tiberiu Iacob Riți, astăzi a venit rândul președintelui Consiliului Județean Hunedoara să-și arate recunoștința față de veteranii de război din întreaga Valea Jiului. 38 de apărători ai patriei au primit o strângere de mână de la Mircea Ioan Moloț și câte un premiu în bani. Au luptat pentru a apăra țara, au supraviețuit războiului, iar astăzi au ajuns la o vârstă respectabilă. Au îndurat frigul, foamea, mizeria și boala, dar cu toate acestea, de ziua lor, ziua veteranilor, au fost prezenți în sala de marmură a primăriei Petroșani pentru a primi felicitările, îmbrățișările și premiul oferit de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Ioan Moloț. Fiecare din cei 38 de veterani de război din Valea Jiului rămași în viață au câte o poveste impresionantă de pe vremea celui de-al doilea război mondial. Fraților, cu micul mare am venit din barul mare să vă facem o urană. Jumatel, Pâmpu Cornel, și din ciudă la dușman cam 95 de ani. Din cap până în călcâiori m-am născut copil din flori. Fraților din Ciznădie, salutare și plăție! Iar de aia din Sascut, îi salut și mă mut! Fraților, asta-i deviza! Cornel și-a făcut valiza! Să trăiți la mulți ani ca medic a pierdut din locul meu! Vă mulțumim la tot! Primărie spre pecânia ta! Eu sunt de naștere de la Cluj. În 40, când s-a cedat Transilvania, m-au luat la armată acolo. La noi 5 comuni, numai români, ungurește nu știu deloc. M-au luat la armată, nu m-am dus acolo la armată, am venit aici. Aici am venit la Turda, de la Turda am venit aici la mine, m-au dat, am lucrat aici câtva timp, formă la război, în Rusia. La vânător de munte. A fost greu, dar a trecut, că am fost tânăr. A mers bine, că am fost tânăr. Țara noastră o am iubit și o iubesc și acum. Primarul Petroșaniului a ales să-i premieze pe veteranii din localitate cu o zi mai devreme. Președintele Consiliului Județean a ales să-i sărbătorească pe toți veteranii din vale, chiar astăzi, când este marcată Ziua Veteranilor de Război. Nici nu mi-a venit să cred că totuși, la o vârstă venerabilă, 90-95 de ani, 97 de ani, acești oameni sunt plini de viață. Și acești oameni sunt demn de luat ca exemplu. Cineva spunea și dintre ei se plângea că tineretul pleacă. Cred că tineretul ar trebui și noi toți să le luăm exemplu. Acești oameni n-au plecat atunci când a fost cel mai greu România, cel mai greu. Și nu cred că este nimic mai greu decât un război. Acești oameni au luptat pe front 2, 3, 4 ani de zile, fără să se gândească dacă au locuri de muncă, fără să se gândească dacă acasă cei care au rămas au din ce trăi. Au simțit un singur lucru, că trebuie să-și facă datoria față de această țară. După ce le-a ascultat poveștile, Moloț a recunoscut că veteranii sunt un exemplu de viață, atât pentru tineri, dar nu numai, chiar și pentru el. Mă întorc copleșit, cu lacrimi în ochi, cu
cu sinceritate vă spun asta, fiindcă întotdeauna când te întâlnești cu asemenea oameni, constați că nu ești demn ca urmașa lor. N-am făcut aproape nimic, ba dimpotrivă, astăzi avem pericolul să nu mai fim ceea ce am fost, adică România întreagă. Vedeți ce se întâmplă pe piața națională și nu numai. Și n-ai cum să te întorci acasă cu plămâni încărcați și inima încărcată de oxigen și de forță. No. E o dezamăgire personală care eu o am, că acești oameni, la rândul lor, sunt dezamăgiți de întreaga societate. Mircea Ioan Moloț a premiat astăzi cu câte 200 de lei toți veteranii de război din județ, circa 700 la număr, dar care, de la an la an, sunt tot mai puțini. Un microbus ce efectuează transport de persoane pe ruta Petroșani-Uricani a fost implicat astăzi într-un accident pe raza municipiului Lupeni. Din neatenție, șoferul a tamponat un alt microbus de marfă care frânase pentru a da prioritate unor oameni aflați pe trecerea de pietoni. În urma accidentului, două femei au suferit un atac de panică. Accidentele se țin lanț în ultima perioadă. Astăzi, un alt eveniment rutier s-a petrecut în jurul prânzului pe raza municipiului Lupeni. Șoferul unui microbuz care transporta persoane pe ruta Petroșani-Uricani nu a păstrat distanța corespunzătoare față de mașina din față, un alt microbuz, dar de marfă, și l-a tamponat în apropierea unei treceri de pieton din zona Nivelt, acolo unde microbuzul de marfă încetinise pentru a acorda prioritate de trecere persoanelor aflate pe zebră. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime. Doar două femei din maxi-taxi au suferit un atac de panică. Ele au fost transportate la Spitalul Municipal Lupeni. Vorbim despre un eveniment rutier produs pe fondul nepăstrării unei distanțe corespunzătoare în mers. Practic, două microbuze s-au tamponat în zona trecerii de pietoni în momentul în care primul, cel care circula în față, a frânat pentru a acorda prioritate de trecere pietonilor aflați pe trecerea de pietoni, iar cel de-al doilea, aflat în spatele acestui microbuz, l-a tamponat din spate. Din fericire, însă, nu au rezultat victime, doar două persoane mai în vârstă aflate într-unul dintre cele două autovehicule au suferit un atac de panică și au fost transportate la spital. Vorbim doar despre pagube materiale. Ca urmare, nu s-a întocmit un dosar penal, ci s-a aplicat o sancțiune contravențională șoferului vinovat pentru nepăstrarea distanței în mers, o sancțiune în valoare de 340 de lei și 3 puncte de penalizare. Și de această dată, echipele de prim ajutor și cele ale poliției rutiere au ajuns cu întârziere la locul accidentului, lucru de care se plâng cei care au fost martori ai evenimentului. O bătrână a trecut în și era prioritatea la pieton. Și microbuzul a respectat distanța. Și probabil a avut și viteză. A venit în el, mă, și odată la din față. Și stă atâta timp până vine poliția, domnule, lasă-o dracu de treabă și sau salvarea. Dacă aici, aproape la mine. Hidranții sunt de mare folos în cazul unui incendiu. Din păcate, aceștia lipsesc cu desăvârșire în stațiunile montane. Detalii imediat în jurnal. Odată cu începerea campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, Mondo TV demarează o campanie de informare a cetățenilor din Valea Jiului cu privire la atribuțiile Parlamentului European și a celor care vreme de 5 ani vor reprezenta România la Bruxelles. Campania electorală pentru alegerile europarlamentare este prilej pentru politicienii autohtoni să-și dea din nou în petec. Astfel, nici nu a început bine perioada de campanie, că în spațiul public sunt aduse teme care nu au nimic în comun cu Parlamentul European. Sunt reprezentanții unor formațiuni politice care își fac campanie vorbind despre teme care nu au nimic în comun cu atribuțiile unui europarlamentar. În România, campaniile electorale, indiferent pentru ce ar fi, se fac conform sloganului "Nu contează cine moare, ce mâncăm la mormântare". Nu contează cum câștigăm alegerile, important este să le câștigăm. Sunt și în această campanie electorală pentru alegerile europarlamentare aruncate în spațiul public teme care nu au nimic în comun cu ceea ce ar trebui să facă un europarlamentar. Acesta nu poate influența deciziile locale privind infrastructura, privind ajutoarele sociale, privind investițiile în anumite domenii.
Zi de zi, pe toată perioada campaniei, Mondo TV va difuza vreme de câteva minute pasaje din fișa postului unui europarlamentar, dar și amănunte legate de funcționarea Parlamentului European. Asta pentru ca cetățenii Vâlciului să înțeleagă rostul votului pe care îl vor da, pentru a nu fi manipulați de discursurile populiste, minciuni și propagandă de tip dâmbovițean, practicată atât de des în astfel de perioade. Este un demers de însănătoșire al campaniei electorale pe care Mondo TV îl face. Oamenii trebuie să știe pentru ce votează, să fie un vot cu rost. Nu trebuie să ne lăsăm manipulați, nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de cei care vin și ne spun că ne vor rezolva anumite probleme europarlamentarii pe care îi reprezintă, atâta timp cât aceste probleme nu pot fi rezolvate de către un europarlamentar. Politicienii speculează lipsa de informație din spațiul public. Pe toată campania electorală, în toată această perioadă, Mondo TV va difuza fragmente din fișa postului pe care o semnează fiecare europarlamentar și din atribuțiile pe care Parlamentul European le are. Din primăvara anului viitor, în Valea Jiului, ar putea demara lucrările celui de-al doilea proiect, al cărui beneficiar este SCA Paserv Valea Jiului. Este vorba despre un proiect privind extinderea și modernizarea actualei rețele de apă și canalizare din zonă și a cărui valoare este de circa 90 de milioane de euro. Societatea de distribuție a apei din Valea Jiului este pe cale să demareze lucrările pentru cel de-al doilea proiect pe fonduri europene care prevede modernizarea actualei rețele de apă și canalizare. Valoarea proiectului este de aproximativ 90 de milioane de euro, inclusiv TVA, care este reductibil. Cu pași mărunți s-a înaintat și cu birocrația ce ține de acest proiect, iar până la finele anului, speră directorul Costel Avram, să fie finalizate toate licitațiile. Sunt bucuros, fiindcă săptămâna trecută, vineri, am fost la minister. Am avut discuții la minister și suntem prima societate din România care deja am început implementarea în partea a doua a proiectului Postmediu 2014-2020. Cred că mâine dimineață vom da câștigătorul la licitația pentru asistența tehnică, iar asistența tehnică are rolul de a face studii de fezabilitate și de a pregăti dosarele pentru licitațiile viitoare, ceea ce înseamnă că până la sfârșitul anului noi vrem să dăm drumul la toate licitațiile din cadrul proiectului. Suntem primii și cred că suntem și printre primii care vom termina la termen și prima parte a proiectului. La finalizarea celor două proiecte de extindere și modernizare a rețelelor de apă și canal, cei de la Paserv asigură abonații că nu vor mai exista probleme în ceea ce privește furnizarea și calitatea apei. Ieri la Deva, președintele Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, a explicat jurnaliștilor hunedoreni și corespondenților din presa centrală motivele retragerii PNL de la guvernare și ruperii USL. Au răstălmăcit spunând că am să mai fiu mai rău decât Băsescu. Doamne ferește! Eu sunt un om bun, dar el o să-l regrete pe Băsescu pentru că eu nu fac cârdășie și fac de coabitare cu bandiții. De asta o să vă zic. Pentru că eu, atunci când am vorbit cot la cot cu Victor Ponta, cot la cot cu voi, cot la cot cu toți colegii noștri, galben și roșii din toată țara, despre dreptate până la capăt, eu n-am înțeles că se odihnesc un pic aia portocalii și ne iau la jefuit aia roșii. Eu am înțeles că nu se mai fură. Eu am înțeles că cine fură merge la pușcărie. Potrivit liderului liberal, propaganda anti-PNL și anti-Crin Antonescu funcționează excelent la modul declarativ. Dar nu există, doamne, simpatizanți PNL supărați. Există PSD-și supărați rău de tot că am plecat de la guvernare și nu știu de ce. Există propagandă plătită gras
de către un partid bogat cum e PSD-ul, ca să povestească ce jale în PNL că am plecat noi de la guvernare. Până la urmă, lucrul acesta devine, pe zi ce trece, mai caragios. S-a vorbit că se face un alt partid, că se rupe PNL-ul. Domnul Tăricianu a făcut tot felul de manevre și mișcări destul de riscante, care s-au soldat, cum știți, cu un eșec. Președintele PNL a adus în discuție tema trădării îndelung vânturată de propaganda PSD-istă. Antonescu declară că cei care i-au trădat pe români nu sunt liberalii care au părăsit guvernarea, ci socialdemocrații care au votat împotriva primei întabulări gratuite de care ar fi beneficiat peste 4 milioane de români. Noul pachet de servicii medicale gratuite va intra în vigoare cel mai probabil în luna iunie. Una dintre noutăți este că vor fi decontate mai multe investigații paraclinice. Astfel, se dorește ca și colaborarea între medicii de familie și cei din ambulatoriu să fie mult mai eficientă. Pachetul de servicii medicale gratuite din acest an include toate serviciile de care asiguratul are nevoie, cu unele modificări însă. De asemenea, în acest an se va pune accent pe prevenție, întrucât este mai puțin costisitor decât tratarea unei boli. Prezent în județul Hunedoara, ministrul Sănătății a făcut câteva precizări în acest sens. Pachetul de bază al serviciilor medicale este un pachet echilibrat, zic eu, care asigură tratarea și managementul cazului acut, cazului de pacient cronic și cazului de și cazurilor tratate în ambulatoriu. Deci sunt incluse toate serviciile medicale de care are nevoie asiguratul. În plus, față de ce știați până acum, există partea de prevenție, adică obligația medicului de familie de a-l chema pe pacientul asimptomatic până în 39 de ani, o dată la 3 ani, pentru a-i completa o riscogramă și a vedea dacă se întrevăd niște semne clinice mai pronunțate, și atunci va fi luat în evidență și tratat mult mai ușor, iar după 40 de ani obligația va fi anuală, deci completarea riscogramei va fi în fiecare an. Practic ne adaptăm practicilor din alte țări europene, unde activitatea de prevenție rezolvă mare parte din problemele sistemului medical, pentru că sunt și costuri mai mici. De asemenea, în pachetul de bază vor fi incluse și afecțiunile cronice cu risc major, care intră tot în atribuțiile medicilor de familie. O altă diferență, dacă vreți, față de ce știați până acum, este că există posibilitatea de a face investigații paraclinice mult mai eficient ca până acum, de sunt decontate mai multe investigații paraclinice, de la RMN până la... Am inclus, de exemplu, un program și PET-CT-ul în programul de oncologie, deci sunt situații de genul acesta și atunci, practic, colaborarea între medicul de familie, ambulator și spital va fi mult mai eficientă. Majoritatea evaluărilor se vor face la medicul de familie și numai aceia care au afecțiuni grave vor mai ajunge în spital. Pachetul de bază va intra în vigoare din luna iunie. Avem hidranți pe străzi, dar nu și în zonele montane. Responsabilii de la Apaserv au făcut investiții, au reparat toate piesele defecte, iar acum spun că pericolul de incendii nu este atât de mare în orașele Văijiului, cu excepția zonelor turistice unde nu este niciun hidrant. Suntem în siguranță în zonele urbane, pe străzi, printre blocuri și în mare parte peste tot pe unde sunt case ori blocuri. Responsabilii de la Apaserv spun că au realizat un plan de investiții pentru toate orașele din Valea Jiului, iar împreună cu pompierii au stabilit care sunt zonele unde sunt necesare aceste surse de apă. Asta în situația în care incendiile ar porni în zonele aglomerate. În toate orașele Valea Jiului există hidranți montați pe rețelele publice de alimentare cu apă. În fiecare oraș mai există și probleme și acolo unde constatăm că aceștia se defectează, intervenim asupra lor. Împreună cu echipele din cadrul societății am reparat un număr mare de hidranți, acum numărul lor s-a mai diminuat, împreună și cu pompierii, ei sunt inventariați din când în când, astfel ei să acopere cam toată zona deservită de Apaserv. În proiectele care se realizează noi, de extindere și reabilitare rețelelor de alimentare cu apă, sunt prevăzuți hidranți noi și puteți vedea, știu eu, cel mai aproape, acum pe Malea, putem vedea hidranți noi montați acolo, conform standardelor.
Și dacă pe drumul spre munte, pentru că va fi rețea nouă de alimentare cu apă potabilă și canalizare, sunt și hidranți, nu la fel stau lucrurile la munte. Nici o stațiune nu are rețea de canalizare și apă potabilă și deci nici hidranți, iar pericolul de incendiu este imens. În stațiunile de munte, societatea nu administrează serviciul de alimentare cu apă acolo. Cei mai mulți dintre hidranți ajung să fie deteriorați și responsabilii de la APE, în colaborare cu pompierii, au misiunea de a găsi locurile deficitare și a înlocui hidranții defecți cu alții noi. Cimitirul eroilor de la Petroșani va fi pregătit pentru ziua de înălțare. Până atunci, edilii de la Petroșani spun că vor face tot ceea ce se poate, pentru că acolo nu este posibilă o intervenție în structura lui, dar vor fi luate în calcul problemele de infrastructură a zonei. La 40 de zile de la Paști de înălțare, cimitirul eroilor va prinde viață și acolo vor avea loc mai multe ceremonii dedicate eroilor cunoscuți și necunoscuți ce sunt îngropați în capitala Văijiului. Locul este unul restrâns și chiar dacă s-ar vrea, prea multe îmbunătățiri nu pot fi aduse acestui cimitir. Edilii locali au însă în considerare alea principală a cimitirului și strada ce duce spre locul de veci. Cimitirul în fiecare an este curățat, se vopsesc bordurile, mă rog, însă cimitirul eroilor are un specific în sensul în care nu putem să intervenim la monumentele funerare. Ele vor rămâne așa, în forma în care sunt. Urmează să vedem, să amenajăm strada eroilor după ce s-a făcut lucrarea de introducere a canalizării și poate aleea, să vedem dacă rămâne așa cu iarbă sau va fi palată, vom vedea. Acest cimitir a fost înființat în 1917 de către administrația germano-austro-ungară și aici sunt îngropați, conform datelor oficiale, 137 de eroi căzuți în război în anul 1916. Cimitirul are o suprafață de 618 metri pătrați și este înconjurat de un zid de piatră și cărămidă, iar în centru este ridicat un monument din piatră și beton. Ultimii eroi au fost înhumați aici în 1941 și este vorba despre 4 aviatori germani care au murit într-un accident aviatic în Parâng. An de an, comunitatea locală îi pomenește la înălțare și le aduc aici coroane de flori într-un ceremonial religios. Aseară, la Sala Sporturilor din Deva, a avut loc lansarea oficială a 5 dintre candidații înscriși pe lista PNL pentru Parlamentul European. Evenimentul s-a desfășurat în prezența a peste 1200 de liberali și simpatizanți ai Partidului Național Liberal din județul Hunedoara. Mai mobilizați decât oricând, dată fiind miza alegerilor europarlamentare, dar și datorită faptului că liberalii trebuie să-și cuantifice rezultatele singuri, refuzând să încheie noi alianțe politice sau electorale, liberalii hunedoreni și-au propus să obțină la scrutinul din 25 mai 40% din voturile electoratului hunedorean. Ne-am obligat aici, acum 2 luni de zile, să scoatem un scor de invidiat pentru întreaga țară. Iar ăsta trebuie să se apropie de 40% la nivelul județului Hunedoara. Ba mai mult, ambiționați de atacurile sub centură lansate de adversarii politici, liberalii declară că se vor mobiliza și mai puternic pentru ca liderul PNL, Crin Antonescu, să ajungă președintele României, iar viitorul premier să fie tot de la PNL. Viitorul României este unul singur. Președinte Crin Antonescu și guvern format și condus de un premier liberal. Ieri la Deva și-au lansat candidaturile pentru Parlamentul European liberalii deputatul european Norica Nicolai, fostul ministru al transporturilor Ramon Amănescu, fostul președinte al Casei Naționale de Sănătate Cristian Bușoi, fostul ministru al apelor și pădurilor Lucia Varga și Marian Petrache. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai plăcută.